Bună seara tuturor! Avem un moment foarte frumos aici în România. Abia m-am întors și am câteva mesaje pe care simt să le transmit. Nu sunt sigură dacă acest live poate fi publicat. Au fost câteva probleme cu Facebook în ultima vreme și... bun, înseamnă că toată lumea mă vede. Sunt câteva mesaje despre ce se întâmplă acum în România, cum stau lucrurile în România. Există ca un fel de pătură de energie nu foarte favorabilă deasupra României, o pătură de energie în care sunt impregnate energii de teamă, energii de lipsă, energii de sărăcie chiar. Hello, hello everyone. I'm speaking in Romanian, listening. The message is mostly for Romanians, but I'm hoping to translate it in English after. I'm just going to speak in Romanian for the beginning of it. Majoritatea celor care se conectează sunt din alte țări și de asta mă vedeți pe mine vorbind mereu în engleză, dar în seara asta le-am spus că mesajul este în română pentru că este majoritate pentru români. O să traduc în engleză la sfârșit. Ideea este că există această pătură de energii mai puțin favorabile pentru țară, o energie de sărăcie, de lipsă, de îngrijorare, aș spune, energie de limitare, care a fost aici de mult timp, dar acum devine din ce în ce mai pregnantă și, drept să vă spun, pentru mine este de ajuns. Eu m-am săturat de ea și cred că și voi v-ați săturat de ea și vine această energie de ne-a ajuns, este suficient, e gata cu chestia asta, ne este destul. Și cei care aveți viziunea și puterea și claritatea necesare, puteți lucra pentru dizolvarea acestei energii. Pentru că e timpul să se dizolve și a venit timpul să scăpăm de ea și să fim liberi, toată lumea să fie liberă, în măsura în care fiecare își dorește asta, bineînțeles, și în măsura în care fiecare poate să accepte această libertate. A venit vremea să dizolvăm această pătură. Și cum poate fi ea dizolvată? Sunt două modalități. Ori ne conectăm cu atenția în soarele central și din soarele central aducem suficientă lumină încât să se topească tot ce este sub și tot ceea ce ce blurează sau întrerupe transmisia acelor energii pure din soarele central, inclusiv această pătură să se dizolve. Ori pentru cei care au înclinație spre religia și tradiția creștină, puteți vizualiza o cruce care se mărește, se amplifică și cu puterea ei, cu lumina ei, dizolvă această pătură deasupra capetelor noastre. Să zicem că în atmosferă o puteți vizualiza și tot în atmosferă puteți vizualiza această cruce care devine din ce în ce mai mare și din cruce se formează un mare nimb de lumină care dizolvă. Sau mai puteți vizualiza ca o plasă de aur, ca o plasă din energie aurie, care se înfășoară în jurul acestei energii mai puțin plăcute și o înglobează, o cuprinde și apoi o dizolvă. Este important ca fiecare să ne concentrăm pe chestia asta pentru că a venit timpul să se termine cu această energie pentru cei care sunt pregătiți, gata cu lipsa, gata cu limitarea, gata cu sărăcia, gata cu scobitul în buzunare. E timpul să fim liberi ca români, e timpul să fim liberi ca oameni, în primul rând, e timpul să fim liberi ca ființe din Dumnezeu care am fost create libere și oricine a creat păturile astea de limitare, mai ales deasupra țării noastre, n-are decât să și le ia și să se ducă unde are chef, pentru că aici nu mai este loc de ele și e vremea să ne trezim toți și să conștientizăm că e gata, știți, și că a fost suficient. Acum, pentru cei care cred că a fost suficient, pentru cei care doresc în continuare aceste energii, mă rog, se pot juca cu ele oricât doresc, dar simt că pentru România și pentru acum, pentru momentul de acum, e gata. Și e timpul fiecare să ne concentrăm pe ideea că e gata și pe ce vrem să se manifeste de acum încolo. Ca libertate, ca nelimitare, ca abundență, ca neîngrădire, da? Ca
lumină, ca bogăție, toate lucrurile astea, da? E timpul ca ele să vină, le avem aici, sunt aici, sunt în noi, sunt în țară, sunt în pământurile noastre, le avem, da? E vremea să ne bucurăm de ele, e vremea să ni le asumăm și să ni le trăim ca pe ceva ce deja este, da? Asta este mesajul pe care îl am, îl simt să-l spun în seara asta. Tocmai am coborât de pe munte, am lucrat cu aceste energii de o săptămână și ceva. Bine, ele se lucrează de ani de zile, bineînțeles. De câte ori mergem la portalurile energetice ale României, de câte ori lucrăm pentru țară și cu țara, chiar și atunci când suntem în alte țări. Dar acum e gata, deci e timpul să fie gata cu asta și aviz amatorilor, deci cei care știți cum să lucrați pe chestiile astea și cei care nu știți, am dat două, trei ponturi deja. E vremea să ne concentrăm mai mult pe asta și să terminăm cu prostia asta care se numește în România uitarea și limitarea. Da? Nu suntem făcuți să fim ființe limitate și nu suntem făcuți să experimentăm astfel de lucruri într-un mod repetat. Da? Deci am trăit, am văzut cum sunt, e timpul că deja să se dizolve. Și asta am simțit să spun în seara asta și că era urgent, așa cumva să spun. Pe de altă parte, încep niște evenimente foarte frumoase pentru România. Știți despre Festivalul Pranic, deja el se va repeta și în august 2020, dar până la el, săptămâna asta avem două evenimente importante, sau în transmisia energiei lui Baba și un maestru nemuritor al Himalayei. Unul dintre evenimente este duminică, pe 13 octombrie, la Mediaș. Se cheamă Amplificarea Corpului de Lumină și Calea Nemuritorilor. Și acolo o să vorbim și mai mult despre nelimitare, nu atât, nu doar la nivel personal, cât și la nivel de colectiv și la nivel de conștiință globală și așa mai departe. Spun așa mai departe, adică până la nivel galactic. Și despre asta vorbim duminică, cum să ne conectăm cu corpul nostru de lumină, cum să-l amplificăm, cum să ne conectăm cu sinele nostru divin, cum să ne conectăm cu aspectul nostru intergalactic și multidimensional și astfel să trecem de la stadiul delimitat la nelimitat. În aceeași ordine de idei, Hi Shirin, looking forward to see you too. I'm going to translate everything in English after that. Spuneam că o să traduc totul în engleză după, acum vorbesc pentru români și pentru România. Deci, duminică ne întâlnim de la 3 la 7 la Mediaș. Cursul este pe pagina mea de Facebook, este și pe pagina de evenimente a site-ului meu, soulhealingacademy.com, soulhealingacademy.com. Și acolo găsiți mai multe detalii despre cum ne putem întâlni. E timpul să vă înscrieți. Cei care vreți să participați, este un eveniment foarte puternic. Puteți să vedeți în testimonialele evenimentului, în feedback-ul pe care ceilalți l-au dat la evenimente similare, că, într-adevăr, deși se întinde pe durata a 4-5 ore, nu are nicio relevanță timpul cât durează evenimentul, cât mai ales puterea energetică cu care este el transmis. Și se fac meditații foarte puternice, se lucrează intensiv și de obicei oamenii au efecte transformaționale destul de interesante. Au fost persoane a căror glicemie s-a normalizat de la 200 la 90 după ani de zile de tratament. Doar prin participarea la acest curs le s-a reglat nivelul glicemic și au putut să minimizeze sau să renunțe la insulină. Alții au învățat să, nu știu, să cânte la pian cu ambele mâini sau să-și depășească alte genuri de blocaje din viața lor care îi țineau într-o stare de limitare. Știți, eu sunt despre libertate și nelimitare. Asta este energia în care acum lucrez și pentru toți cei care mă întâlnesc, asta este ceea ce am de spus și de transmis. Asta duminică, joi, mâine sau poimâine, este joi, pe 10-a 10-a, începem un curs online despre conștiința pranică și cum să trecem la o stare de vibrație mai înaltă, la corpul de lumină și starea de conștiință pranică. Începem o serie de webinarii. În fiecare joi la ora 8:30 ne întâlnim timp de 8 săptămâni
Și facem meditații împreună, găsim soluții împreună de creșterea vibrației, soluții pe care deja le-am experimentat timp de 10 ani și pe care le-am practicat eu, dar și colegii mei, alți 30 de oameni care se hrănesc cu lumină. Și pe acestea vi le împărtășesc cu mare drag în cadrul acestui curs care se cheamă Conștiința Pranică și creșterea vibrației. Aveți cursul tot pe pagina mea de Facebook. Puteți să dați acolo like, share și să vă înscrieți pentru că joi începem și să-l transmiteți și prietenilor voștri. Pentru că este online, îl puteți face de acasă. Nu e nevoie să vă deplasați undeva, să aveți costuri de transport, să vă lăsați copiii și familia singuri, da? Deci stați acasă în confortul vostru. Când puteți să vă uitați la curs, participați alături de noi, puneți întrebări, este un curs interactiv. Când nu puteți să fiți online, primiți înregistrarea și o priviți de câte ori vreți. Tot cursul va fi înregistrat și veți avea acasă pentru a-l repeta de câte ori vreți și meditațiile pe care le facem în fiecare seară, în cadrul cursului, sunt ele, și ele foarte puternice, sunt meditații de curățare, de amplificarea câmpului energetic și a conștiinței pranice și de obicei majoritatea oamenilor care au participat, nu doar că au trecut la o dietă mai ușoară, foarte, foarte ușoară chiar, dar au avut schimbări majore în viața lor care nu țin doar de dietă, au ținut și de nivelul de profesional și de nivelul relațional și de nivelul de abundență. Cam toată viața le se schimbă pentru că trec într-adevăr pe o vibrație mai înaltă și au și uneltele să o mențină. Deci, în acest curs, predăm uneltele cu care să-ți menții o vibrație înaltă și te încurajăm să le și practici. Pentru că sunt sigură că toți cei care urmăriți ați fost la o grămadă de cursuri, ați fost la o mulțime de retreat-uri, ați făcut o mulțime de inițieri. Important e ce facem acasă, da? Și cum menținem acele energii, cum le amplificăm acasă. Prin acest curs se primesc uneltele și integrarea de a avea o practică frecventă acasă și de a crește vibrația fără a avea limitări din acest punct de vedere. Începem joi la ora 8:30. Vă invităm să vă înscrieți și să ne anunțați că vreți să participați pentru ca noi să vă includem pe grupul de nostru de Facebook, în comunitatea noastră, în toate celelalte canale de comunicare prin care puteți să beneficiați de mult mai mult de energie și susținere. Vă vom susține pe e-mail cu răspunsuri la întrebări în cadrul cursului, între cele 8 întâlniri. Deci aveți suportul meu pe parcursul celor 8 săptămâni și suportul la 8 maestri înălțați care susțin cursul și încurajează temele pe care le abordez. Și, deci, joi pe 10-a 10 începem cursul online și va fi timp de 8 săptămâni, vor fi 8 întâlniri cu 8 meditații de creștere a vibrației. Duminică la Mediaș ne întâlnim live pe 13-a 10 pentru cursul Amplificarea Corpului de Lumină și Calea Nemuritorilor, da? Și acolo putem să practicăm împreună diverse meditații și exerciții de creștere a vibrației și de regenerare, reîntinerire și vindecare. Iar la sfârșitul lui noiembrie vine în România un prieten și coleg de-al meu pe care îl respect foarte mult, se cheamă Victor Truvianu. De 10 ani este hrănit cu prana fără necesitatea de a consuma alimente sau lichide. Și este în această stare foarte înaltă de conștiință și de vibrație. El lucrează cu frecvența lui Babaji și în cadrul unui retreat de 3 zile transmite starea Babaji, adică lasă acea conștiință să se exprime prin el și în acest retreat, în tăcere, în meditație, are aceste foarte frumoase meditații împreună cu noi în cadrul retreatului. De vineri până duminică, deci de vineri 29 până duminică 1 decembrie, 29 noiembrie, 1 decembrie, avem acest retreat la Bușteni, într-un cadru natural fantastic, așa cum știți, și petrecem 3 zile de elevare spirituală împreună alături de această ființă minunată. Toate detaliile despre retreat le găsiți tot pe pagina mea de evenimente soulhealingacademy.com, pe site, sau pe pagina Soul Healing Academy, care este o pagină de Facebook. Le găsiți și acolo, le găsiți și pe profilul meu. Numai să le căutați și să le înscrieți, că ele sunt peste tot.
Între Crăciun și Revelion mai avem un retreat cu Pascal Martelli, un alt om care se hrănește cu lumină. Eu și el vom susține retreat-ul cu exerciții de hrănire cu prana și cu exerciții de creștere a vibrației și cu exerciții de detoxifiere emoțională și mentală și fizică și de eliberare a blocajelor. La fel, lucrăm foarte mult pe transformare, detoxifiere, eliberare pentru a trece în noul an, pentru că va fi petrecerea în noul an, pentru a trece în noul an cu o energie complet nouă și foarte frumoasă. Da? Și pentru a putea pune bazele unor energii noi, unor proiecte noi și a unor creații noi în viața noastră. Asta în decembrie. Da, iar apoi urmează Festivalul Pranic. Întâi în India, 3-8 martie și apoi în România, 15-19 august. Foarte multe evenimente pranice, așa cum știți. Doar ne-am lumina până la nivelul la care să fim într-adevăr nelimitați. Până una alta, joi vă invit să vă conectați și să aveți acces la acest nou curs online și duminică sper să ne întâlnim la media și ca să avem un timp frumos împreună. Ah, și mai este și Trip of the Sun în decembrie, imediat după retreat-ul cu Victor Turviano. Deci retreat-ul se termină pe 1 decembrie. Și pe 2-6 decembrie plecăm în această excursie a soarelui, vizităm cele mai importante vortexuri energetice ale României, inclusiv Sarmisegetuza. Vom face acolo niște meditații frumoase de pregătire a lunii decembrie și a tuturor sărbătorilor frumoase care urmează în decembrie. Da? Ne pregătim în creierii munților, în natură, în aer curat și în pace. Să întâmpinăm sărbătorile, să întâmpinăm luna decembrie, întâmpinăm Crăciunul și așa mai departe. Vă invit să vă uitați pe paginile noastre, să participați la evenimentele la care vă simțiți chemați să veniți și vă reamintesc de începutul acestei conversații despre energiile noi, care e bine să fie aduse în România și e bine fiecare să punem umărul, intenția și energia necesare pentru a schimba și a transforma lucrurile aici, pentru că e vremea ca ele să fie transformate. Vă îmbrățișez, salutări tuturor și acum o să vorbesc în engleză pentru colegii mei din alte țări care se uită și nu înțeleg nimic din ceea ce spun. Da? So, hello everyone, I was speaking about the new energies that are ready to come to Romania. So I was saying that here in Romania we are now confronted with an energy of limitation that has been here for a long time, and even though it's the Romanian people are in the area are very powerful and very strongly energetic now, for quite some hundreds of years there's been an energy of limitation, of blockage, of even poverty in the area that is far, far too much now, and it's time for it to change, and it's time for it to aim, and it's time for it to be shifted into abundance and limitlessness, because the time has come that this people and this area to experience new energies, the original energies that have been built in this area from ever since the Lemurian and the ancient civilization for quite a while. And I've invited the people that are knowing how what we talk about to focus on and work diligently on shifting this and on, you know, bringing in new realities, because it's time. It has been okay for a while for those of us who have chosen to experiment with this or to experience this, but now it's time for a change, and the change is here, and it's time for us to embrace it and to help it happen. And we've encouraged people to help it happen by focusing on dissolving these energies and on bringing in new energies. So for those of you who want to help, there's two tools that I've recommended: either to focus on the energy of the central sun, and with that energy to bring down and dissolve everything that is below it that is not for our highest good. That would be one of the strongest things. Another powerful tool would be to imagine a net, a golden net, that comes and cleans off, you know, gathers off and cleans off all the energies that are above us that are not for our highest good. And from with that net, we just dissolve away and clear away
the fields, you know, in the atmospheric field, so that we have the best flow of energy on this area and all over the planet, because from here the energy streams all over the planet, and it's best that it's for our highest good, and that's the cleanest energy possible, because this is a very powerful generator point for the whole planet, with our vortexes and with all the things that are happening here. And it's important that the area is clear and neat and harmonious and empowered. It's time for empowerment for this area of Romania. It's not coming out of patriotic attitude, this thing that I'm saying. It's coming from knowing that this time of limitation has come to an end, and it's now time to move into a new energy where we are limitlessness. And with that, I was inviting people to also focus on, you know, dissolving these energies, bringing in the energy of limitlessness and empowerment, and pranic abundance, free energy, whatever we're originally built in to bring, you know. And I'm inviting everyone to participate to the online class that we're starting on Thursday, the 10th of October, that we're talking about the pranic consciousness and how to build the light body and how to amplify your vibration and heighten your frequency. For 8 weeks, I'm going to meet everyone on Thursday at 8:30 p.m. and we're going to talk about this and meditate together and bring in new tools to keep a high vibration. And then on Sunday here in Romania, we have a class, a live class on the light body and the way of the immortals. It is held in the presence of and in the energy of Babaji. And after this class, so this is October 13, and then October 29th, Victor Truviano is coming to Romania, and he's holding a silence retreat with the Babaji state for 3 days here in Romania. We have silence retreat. He's going to hold some very powerful meditations, initiations in the Babaji state. This is a powerful master of the Himalayas, that is an immortal master, the creator, originator of the Kriya Yoga. And Victor is holding and transmissioning that state and that initiation. So it's not a retreat about how to be nourished by prana, but it is a retreat on how to be in the consciousness of freedom and limitlessness. So we're inviting you to tune into that by following our website page, soulhealingacademy.com, where you find all the events. So on soulhealingacademy.com/events, you find all the events that I'm referring to. That's where you can go and book your place and room for all these things that I'm referring to. So Sunday we meet live. Then on November 29th to December 1st, we meet with Victor. Then we go in the trip of the sun, starting December 2nd until December 6th. We go to new energy vortexes. So those of you who have been in the trip of the sun in the summer, this is a new one. We're going to some other places. One of the most important of them is Sarmi Segetusa. It's an ancient calendar similar to the Göbekli Tepe or Stonehenge place, where they were monitoring cosmic movements and tuning into and calibrating time, and also tuning into sun worshipping rituals here in the territory of Romania. It's a very, very powerful place connected to the throat chakra of Romania. And that's calibrating the throat chakra and the communication and assertivity in all of us. But many, many other places that we're going to visit, the tomb of Arsenie Boca, a saint of Romania, that has an important role with also the pranic festivals and the pranic consciousness here, and many, many other places that some of you haven't visited yet. After the trip of the sun, we rest a little, and then Pascal Martelli is coming to Romania on the third day of Christmas, and we're going to have a Christmas and New Year's Eve retreat until, from December 27th to January 2nd. And that's where we're going to do detox, and we're going to have
powerful exercises of removing blockages from physical, emotional, mental planes. I'm holding the retreat together with Pascal, so it's going to be both of us holding the retreat. We're going to have the New Year's Eve here together in a beautiful setting and with like-minded people, the way you like it. Some of you can be fully on prana. Those of you who want to take vegan food can do that, or juices. So it's going to be a very, very beautiful way of spending Christmas and New Year's Eve. And those of you who want to come earlier and also spend Christmas with us, you're welcome to come. So that's you've got your holidays covered, if you wish. And another good news is that the next Pranic Festival, you know, apart for the one in Romania, that it's August 15 to 19, we're going to also have a Pranic Festival in India in a beautiful pyramid in March, from March 3rd to March 8th. So we're inviting you to also come there and tune in with us and be with us for this Pranic Festival. So there's many good news, many events that's coming on. I'm sending you big hugs. Looking forward to meeting you here in Romania or wherever else we're going to. And blessings to all. You have the link in the comments for the event that I'm referring to. And very happy to see you all. And looking forward to also meet you again soon. Big hugs to all of you. Bye-bye.